Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne în a doua zi de Crăciun, în această perioadă în care tot sufletul creștinesc în special se bucură, în care noi toți, cei care ne adunăm cu drag în Biserica lui Dumnezeu, ne simțim parcă mai vii ca niciodată, ne simțim mai ocrotiți și mai mângâiați, parcă mai mult ca niciodată. Și după cum prea bine știți, este obiceiul în Biserica noastră ortodoxă ca după un praznic, următoarea zi să fie închinată celui prin care a fost posibil acel praznic. Dacă ieri am sărbat nașterea Mântuitorului Hristos, astăzi o sărbătorim și o cinstim pe cea prin care acesta, Hristos, și-a luat trup, pe cea prin care întruparea Lui a fost posibilă. Și Hristos s-a făcut om, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, spune Sfântul Atanase cel Mare, pentru ca pe om să-L facă Dumnezeu. Taina întrupării lui Dumnezeu, taina înomenirii lui Dumnezeu, este așadar legată nedespărțit de taina îndumnezeirii omului. Îndumnezeirea aceasta omului a fost în gândul lui Dumnezeu înainte de facerea lumii. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să fie una cu El, Creatorul Lui. Ori acest lucru nu a fost posibil decât prin întruparea Lui Hristos. Nu putea cerul să se unească cu pământul dacă nu ar fi fost El, Hristos, care să încapă întru sine și cerul și pământul. Nu putea Creatorul să se unească cu creatura dacă n-a fi fost El, Fiul Lui, care să unească întru sine și creatul și necreatul. Însă, chiar Dumnezeu cel Mare, Dumnezeu Atotputernic, a avut nevoie de îngăduința din partea omului. A avut nevoie de om ca să-L accepte, ca să-L primească. A avut nevoie de o femeie. A avut nevoie ca această femeie să spună acel cuvânt extraordinar, acel cuvânt care, chiar dacă era foarte scurt, a încăput în el toată această taină a înomenirii lui Dumnezeu, dar și a îndumnezeirii omului. Și acel cuvânt a fost fie. A avut nevoie, deci, Dumnezeu de această femeie. Și astăzi o sărbătorim pe Maica Domnului, astăzi ne aducem aminte și suntem recunoscători, pentru că ea, Maica lui Dumnezeu, ni l-a adus nouă pe Cel care a coborât cerurile, pentru ca pe noi, cei neputincioși, cei mici, cei una cu pământul, să ne facem cer. Mare era răutatea acelor zile în care Hristos a ales să se coboare pe pământ. Mare era întunericul și deznădejdea era pe măsură, căci toți se duceau în iad. Întunericul acoperise pământul și părea că nimic nu-l mai poate da la o parte. Cum spunea într-un tropar pe care l-am cântat aici în biserica noastră, în vineri, dinainte de nașterea Domnului, când s-au cântat ceasurile împărătești, sânii nu mai alăptau, oamenii se ucideau, mare era răutatea atunci. Și atunci Hristos a ales să se pogoare. Atunci, când răutatea părea că nu are sfârșit,
bunătatea lui Dumnezeu s-a pogorât. Lumina a venit în lume și, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, întunericul n-a putut-o cuprinde. Și odată venită lumina în lume, întunericul n-a mai avut putere. Ați auzit astăzi Evanghelia care părea că este foarte tragică. Multe nenorociri se întâmplau. Ați auzit că însuși Hristos a trebuit să fie scos din țara Lui, să fie trimis în Egipt, în Egiptul care ajunsese proverbial pentru depărtarea Lui de Dumnezeu, pentru păgânismul la care ajunsese. 14.000 de prunci au murit pentru Hristos, au murit cumva ca să astâmpere răutatea lui Irod. Lumea se pornise parcă cu o răutate fără seamăn până atunci. Lumea parcă nu vroia să primească lumina în sine. Cum spune în altă parte că El, Hristos, adică, la ai Săi a venit, dar ai Lui nu L-au primit. Lumea așadar era prinsă de tragic, în acest tragic închisă în tragismul ei. Dacă încercăm să înțelegem acele lucruri, dacă încercăm să ne explicăm cum au fost posibile aceste întâmplări groaznice, nu vom putea, pentru că nu putem să amestecăm lumina și cu întunericul și de aici să aflăm adevărul. Nu putem să înțelegem de ce Hristos a îngăduit să moară acei 14 prunci. Am auzit un răspuns de la fiica unui pastor, Billy Graham, cred că ți-a auzit de el, unul din cei mai vestiți pastori americani, când a fost tragedia aceea cu turnurile gemene în America, aceasta a fost întrebată unde a fost Dumnezeu, unde era Dumnezeu când s-a întâmplat această nenorocire. Și ea, după ce s-a gândit puțin, a răspuns: Dumnezeu era acolo unde îl trimisese oamenii, îl trimiseseră oamenii. Oamenii au fost foarte mulțumiți atunci când au auzit acest răspuns, însă îmi pun eu întrebarea acum, chiar așa să fie? Protestanții atât pot înțelege, că Dumnezeu stă la mâna omului. Dumnezeu nu este făcut după chipul omului, cum a spus un mare gânditor, zice că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, iar omul i-a răsplătit cu aceeași monedă. Omul încearcă să-L facă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui, dar oare Dumnezeu se lasă modificat atât în această măsură de om? Nu. Iubirea lui Dumnezeu nu înțelege ca să lase întunericul să cuprindă lumina. Dumnezeu suferea împreună cu toți, și cu agresorii și cu victimele. Dumnezeu nu pleacă chiar dacă noi îl trimitem de la noi. Dumnezeu nu se duce unde îl trimitem noi. Dumnezeu nu știe să plece. Dumnezeu știe doar să vină. Dumnezeu știe să vină și vine și rămâne acolo unde este nevoie de El. Însă iubirea aceasta este liberă. Iubirea aceasta trebuie să respecte libertatea celorlalți. Nu poate Dumnezeu să oprească răul, poate doar să-l transforme în bine. Și acest lucru s-a întâmplat prin nașterea lui Hristos. Acest lucru s-a întâmplat și vedem că atunci nașterea lui Hristos a petrecut într-un mod foarte smerit. Și într-un mod oarecum neașteptat,
cei care au fost primii care au vestit, cunoscând nașterea lui Hristos, au fost magii. Magii care erau păgâni, se închinau stelelor. Au venit din Orient, din Iran, din Persia, au venit la poporul lui Dumnezeu să le vestească mântuirea. Iar poporul lui Dumnezeu n-a înțeles, în cinste fiind n-a priceput. Și vedem un lucru interesant asupra căruia vreau să ne oprim puțin, și anume că atunci când magii au ajuns în staul, au văzut, spune Sfântul Evanghelist Matei, pe prunc și pe mama lui. Nu spune nimic de Iosif. Spune doar că l-au văzut pe prunc și pe mama lui. Ați auzit și în Evanghelia de astăzi că îngerul i s-a arătat lui Iosif și i-a spus, ia pruncul și pe mama lui. Foarte des se repetă în această Evanghelie sintagma aceasta, pruncul și mama lui. De ce? Din două motive. În primul rând, taina Maicii nu poate fi despărțită de taina pruncului. În al doilea rând, nu a fost amintit Iosif pentru că nu era el tatăl copilului. El era protectorul, cum spunem noi, familiei, era cel care îi dădea o oarecare legalitate în acele vremuri, însă asta nu înseamnă că Dumnezeu îl disprețuia pe Iosif, nici de cum. Înseamnă că Tatăl din cer era prezent. Și când a spus Sfântul Evanghelist Matei că magii au văzut pe pruncul și pe mama lui, a vrut să arate că paternitatea era prezentă prin Tatăl. Vom vedea la botez întreaga Sfântă Treime cum se va arăta Tatăl prin glasul pe care îl va trimite din cer, prin vocea Lui, Fiul în apele Iordanului și Duhul Sfânt pogorându-se în chip de porumbel asupra acestuia. Însă, arătarea aceasta a Sfintei Treimi a mai fost împlinită odată, și anume la zămislirea Maicii Domnului. Când Maica Domnului a zămislit pe Hristos, Tatăl a umbrit-o cu puterea Lui, Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ei și Hristos s-a întrupat întru ea. Această taină a Fecioarei arată permanent, veșnic va arăta prezența și puterea Sfintei Treimi. Ați auzit ieri, poate, dacă ați fost aici în biserică, cum a spus Părintele, că atunci când vede icoana Maicii Domnului, vede icoana nașterii. Și așa este. Când vedem pe Maica Domnului ținând lângă inimă pe Mântuitorul, pe Fiul Său, noi avem înaintea ochilor icoana nașterii fiecăruia dintre noi. Dacă părinții trupești ne nasc pentru moarte, iată că Maica Domnului ne naște pentru viață și încă pentru viață veșnică. Taina Fecioarei este una cu taina pruncului. Și acest prunc, taina pruncului este aceasta, că lumina a venit în lume și întunericul n-a putut o cuprinde. Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl s-a făcut trup și s-a sălășluit printre noi, plin de har și de adevăr. Harul și adevărul s-a sălășluit între noi. Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl s-a întrupat asemenea nouă, pentru ca pe noi să ne facă
asemenea lui. Pentru ca acest cuvânt să fie o declarație de iubire din partea lui Dumnezeu față de noi, iar noi să creștem într-o această iubire până ce putem să dăm răspunsul cuvincios la această declarație, până când putem să întoarcem lui Dumnezeu iubirea pe care El a coborât-o asupra noastră. Pruncul acesta a venit aducând vestea că iubirea lui Dumnezeu este o iubire neîntinată. Acest prunc n-a fost asemenea lui Adam odinioară, ispitit să guste din rău ca să capete cunoștința. Acest prunc n-a avut nevoie ca să înțeleagă prin gustare ce înseamnă diferența între bine și rău, pentru că acest prunc era Fiul lui Dumnezeu. Acest prunc a venit ca cel care cu adevărat este ascultător Tatălui. Acest prunc n-a avut nevoie să încerce și altfel decât i-a spus Tatăl său. Iubirea lui Dumnezeu așadar este inocentă, este curată, este ascultătoare și este cu minte. Taina pruncului Hristos aceasta este: rămâneți într-o dragostea mea, rămâneți în ascultare și cu mințenie și Harul lui Dumnezeu vă va învăța pe voi toate și veți fi fiii lui Dumnezeu. Cum auzim în Apostol că zice: ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul. Ieșiți dintre cei care nu înțeleg să rămână în ascultare. Ieșiți din mijlocul acelora care vor să fie independenți, care vor să guste și răul ca să poată să zică dacă e mai bun decât binele sau nu. Și vă osebiți. Să se vadă pe voi, cum a zis Hristos mai târziu, așa să lumineze lumina voastră încât oamenii, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru din cer. Lumina voastră să nu arate altceva decât că sunteți fii și că sunteți în ascultare și că sunteți cu minți. Cel care este cu minte și ascultător înțelege, cum zicem noi românii, de vorbă bună. N-are nevoie de ceartă, n-are nevoie de pedeapsă. Acela un singur lucru știe, că are nevoie să-L bucure pe Tatăl lui. Aceasta este taina lui Hristos. Și iubirea pe care a adus-o El pe pământ și pe care ne-a arătat-o prima dată în chipul unui copil, unui prunc, este o iubire vulnerabilă, îndemnându-ne să nu ne temem de suferință, pentru că suferința este un semn al iubirii. Suferința înseamnă să iei asupra ta durerea celuilalt. Suferința înseamnă să te ridici deasupra greutăților de dragul celuilalt. Suferința înseamnă să uiți de tine de dragul celuilalt. Iubirea aceasta jertfelnică o fie vulnerabilă, însă nu poate fi învinsă niciodată. Și cu cât cineva iubește mai frumos, cu atât este mai ușor de rănit, însă cu atât devine incapabil să rănească. Ori asta ne face asemenea lui Dumnezeu. Nu dacă nu suntem răniți, ci dacă nu putem răni. Taina pruncului aceasta este. Iar taina Maicii lui Dumnezeu este însăși taina Bisericii. Ia pruncul și pe mama lui și mergeți în Egipt. În Egipt, în întuneric, ce spui, Doamne? Tocmai acolo unde ei îl alungă pe Dumnezeu cât mai departe? Da,
Pentru că în Egipt poporul meu a suferit. În Egipt voi face ca să se ridice și să se slăvească numele meu. Vă aduceți aminte de mari sfinți, pusnici, Antonie, Pimen, Panvo, Macarie și cei asemenea lor, cei care în Egipt s-au slăvit. Antonie, care asemenea Sfântului Ioan Gură de Aur, s-a spus despre el că se sălășluiește acolo unde este tronul Dumnezeirii, în Egipt. În Egipt s-a nevoit. Și toți ceilalți pusnici de la care au rămas acele cuvinte pe care noi le-am adunat în volumul numit Pateric, cuvintele părinților, cugetători de Dumnezeu și trezvitori. În Egipt s-a dus Hristos pentru că acolo suferise poporul lui. Și el n-a vrut să lase suferința acestui popor fără un sens. Au murit pruncii, însă Hristos a venit să moară pentru noi. Au murit 14 prunci pentru răutatea oamenilor, însă chiar dacă atunci lumea știa doar de iad, știa că viața se termină odată cu moartea asta trupească, Hristos a venit să ne spună că acei prunci și toți cei care au murit nevinovați, care și-au dat viața, care s-au jertfit, n-au murit în zadar. Hristos a venit să ne scoată la lumină jertfa ca având valoare veșnică. Chiar de va și muri, viu va fi. Ați auzit cum spunea Sfântul Evanghelist. Chiar de va și muri, viu va fi. Că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Taina Maicii aceasta este prezența Sfintei Treimi în mijlocul nostru. Faptul că avem un Tată și că acest Tată este Dumnezeu. Faptul că avem un Tată care atât de mult ne-a iubit, încât pe unicul Său Fiu l-a dat să moară pentru noi. Iubirea unui Tată nu poate fi mai mare de atât. Ne punem întrebarea, cum poate fi iubirea unui Fiu? Îl vedem pe Hristos. O vedem pe Maica Domnului? Dacă citim iarăși, ne aducem aminte de Evanghelia aceasta a nașterii, ne aducem aminte de Maica Domnului care vedea tot ce se întâmpla. Vedea îngerii care veniseră la păstori să le vestească. Vedeau pe acești păstori care au venit să se închine. Îi vedea pe magi care au adus daruri pruncului său. Și spune Sfântul Evanghelist că Maica Domnului vedea și tăcea și punea toate în inima ei. Doar ea știa taina. Doar ea vedea și suferința care va urma. Vedea însă și bucuria care va acoperi orice suferință. Taina bisericii aceasta este că nu suntem ai nimănui, ci că avem un părinte și pe acest părinte trebuie să-l ascultăm, pentru că alminteri nu vom putea rămâne în dragostea lui. Dacă noi astăzi putem să iubim, dacă noi astăzi putem să suferim, dacă noi astăzi putem să ne ridicăm chiar din căderile cele mai cumplite și toate acestea le putem face pentru că toate acestea au un sens, este datorită Maicii Domnului. Ea este chipul Părintelui. Ea este cea care ne naște cu adevărat pentru viață, nu pentru moarte. Ea este cea care în biserică arată permanent nașterea lui Hristos în fiecare. Avem pe cineva care suferă?
să ne ducem la icoana Maicii Domnului și să-L punem pe acesta în brațele Maicii Domnului, căci Hristos, care este în brațele Maicii Domnului, poartă în sine toată omenirea. Mă poartă pe mine, te poartă pe tine, îl poartă pe El care suferă. Și noi, dacă vrem să-L izbăvim, să mergem la Maica Domnului și să-L vedem acolo în brațele ei și să ne umplem de nădejde și de recunoștință. Dacă noi astăzi îl auzim pe Sfântul Pavel, care zicea că mai presus decât orice, el este cuprins de un singur lucru, și anume grija de biserică, față de biserică. El care spunea: fiii mei pentru care sufăr din nou durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. El nu făcea decât să dea glas acestei taine a Maicii Domnului. Până ce Hristos va lua chip în voi. Aceasta este paternitatea duhovnicească. Astfel să naștem fii, până ce Hristos va lua chip în ei. Un fiu atunci este de plin, când se vede în el chipul lui Hristos, când se vede pe chipul lui ascultarea și cumințenia, și când noi, văzând aceste lucruri pe chipul lui, să simțim inima că ne dă ghes să strigăm: fericiți părinții lui! Asta este paternitatea duhovnicească, asta este taina Maicii Domnului. Și fericită întâmplare, să spunem așa, că astăzi îl serbăm și pe un sfânt de la noi din țară, deși nu este de neam românesc, însă a venit la noi pentru a naște fii, și anume Sfântul Nicodim cel Sfințit de la Tismana, acela care a adormit într-o această zi. Dumnezeu l-a luat la sine pentru că, iată, arăta într-o sine ce înseamnă să naști cu adevărat fii duhovnicești. Ce înseamnă cuvântul lui Hristos: eu mă sfințesc pe mine pentru aceștia. Sfântul Nicodim, care a adormit la anul 1406, s-a format duhovnicește la Sfântul Munte atunci când acolo, în Sfântul Munte, erau disputele foarte aprinse pe marginea rugăciunii lui Iisus. Ortodoxii spuneau că această rugăciune a lui Iisus te putea ajuta să te unești cu Dumnezeu, și ei spuneau că unirea cu Dumnezeu este posibilă, pentru că iubirea lui Dumnezeu învinge orice, chiar și această prăpastie între creat și necreat. Poate să învingă și păcatul și moartea? Catolicii ziceau că nu. Și el s-a format în această nădejde și s-a întărit în această rugăciune a lui Iisus, această rugăciune a inimii, care dă nădejde că Dumnezeu, dacă s-a făcut om, s-a făcut doar ca pe om să-L facă Dumnezeu. Și El a venit la noi în țară și a întărit, a dat, chiar putem să spunem că a dat naștere unui monahism care era oarecum pe sfârșite, unui monahism care era slăbit. Și a venit născând fii și a venit aducând la noi, în biserica noastră românească, nădejdea că biserica are în sine, poartă în sine, taina Maicii Domnului și taina pruncului ei. Când auzim că Fecioara a purtat în pântece și a născut fiu, să ne aducem aminte că aceasta a făcut-o pentru fiecare dintre noi. Și dacă știm că avem un părinte, și dacă știm că acest părinte ne iubește și ne așteaptă și vine atunci când îl chemăm, nu pleacă dacă îl trimitem, atunci să avem și nădejde, să avem mai ales recunoștință. Vedeți cum spune poporul nostru, ce frumos și ce duios: noi nu putem să spunem mama lui Dumnezeu.
ne sună foarte străini, chiar urât. Noi spunem Maica lui Dumnezeu, nu-i tot aia. Maică poartă în el, acest cuvânt poartă în el o duioșie pe care doar poporul român o poate înțelege. Și ce spune într-unul din colindele noastre? Colinde prin care sufletul românesc parcă se varsă într-o mișcare de bucurie și de recunoștință față de nașterea lui Hristos. Zice, Dumnezeu prea bunul ne-a trimis Crăciunul. Auziți ce frumos! Dumnezeu ne-a dăruit Crăciunul? Dumnezeu ne-a adus, s-a născut ca dar, ca dar din partea Lui. Ne-a dăruit-o pe Maica Domnului și pe pruncul ei. Ne-a dăruit pe prunc și pe mama Lui. Aceste taine îngemănate și toate acestea le avem în biserică. Așa încât astăzi să nu căutăm atâtea înțelesuri. Să nu căutăm să înțelegem lucrurile, ci să căutăm să ne bucurăm. Și dacă ne bucurăm, să fim și recunoscători. Și dacă suntem recunoscători, să ne uităm la Maica Domnului și să cerem ei ca să nască și noi pe Hristos, ca să înflorească pe chipurile noastre ascultarea și cumințenia, prin care viața veșnică începe aici și acum. Amin.